Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Primăria municipiului Focșani a eliminat dosarul cu șină. De altfel, instituția pune la dispoziția focșănenilor servicii digitale prin intermediul portalului eportal.focșani.info. Primăria municipiului Focșani a eliminat dosarul cu șină pentru serviciile prestate cetățenilor în dorința de a simplifica relația cu cetățenii, dar și pentru a se alinia la prevederile legii numărul 9 din 2023. În acest sens a fost creată adresa de e-mail carte-talpa-identitatea@focșani.info, unde cetățeanul poate trimite copia în format electronic după actul de identitate. Practic, de acum, cererea cetățeanului se transmite primăriei municipiului Focșani, iar copia după carte de identitate se transmite pe adresa de e-mail carte-talpa-identitatea@focșani.info. Ulterior, serviciul la care ajunge cererea trimisă de cetățean îi solicită funcționarului responsabil cu administrarea adresei de e-mail această copie, cu o evidență clară a persoanelor care au făcut această solicitare și motivele. Reprezentanții primăriei le recomandă cetățenilor să folosească această soluție mult mai facilă decât să depună de fiecare dată câte o hârtie cu copia după buletin. Alte măsuri de debirocratizare adoptate de Primăria Municipiului Focșani se referă la publicarea din oficiu de către fiecare serviciu din cadrul administrației locale a informațiilor, respectiv a modelelor de formulare de care are nevoie cetățeanul. De asemenea, a fost eliminată obligația de depunere a copiilor legalizate de pe documente, acestea fiind înlocuite cu certificarea conformității cu originalul de către funcționarul municipalității. Pentru Primăria Municipiului Focșani, debirocratizare nu înseamnă doar eliminarea dosarelor cu șină. Prin portalul eportal.focșani.info, Primăria Municipiului Focșani oferă cetățenilor servicii digitale moderne care asigură accesul la serviciile publice, dar care în același timp asigură transparența procesului decizional și să eficientizeze interacțiunea cetățenilor cu funcționarii prin reducerea timpilor de așteptare pentru obținerea documentelor. Astfel, printr-un simplu click pe eportal.focșani.info, focșenenii au acces online la 19 servicii gestionate de municipiul Focșani, respectiv. Depunere declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice. Depunerea declarației fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădiri de persoane juridice. Solicitare privind certificatul fiscal, istoric rol imobil, certificate de urbanism, autorizații construire, certificat de edificare a construcției de prelungire certificat, urbanism sau autorizație construire, declarație, afișaj, reclamă și publicitate, eliberarea autorizației de transport, eliberarea autorizației de taxi, înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării sau solicitare eliberare adeverință rol agricol, solicitare declarație terenuri, solicitare recepție lucrări contracte noi, eliberarea autorizației taxi la înlocuire auto. De asemenea, prin portal este disponibil serviciul de programări online care permite cetățenilor să se programeze la ghișee pentru a beneficia de serviciile oferite de către Primăria Municipiului Focșani, se arată într-un comunicat al biroului de presă. În perioada vacanței de vară, foarte mulți elevi își petrec timpul pe internet. Chiar dacă pe internet găsesc foarte multe informații care i-ar putea ajuta la teme sau proiecte pe care le desfășoară în perioada vacanței, mediul virtual vine la pachet cu foarte multe pericole. În această perioadă, polițiștii desfășoară o campanie de prevenire a fenomenului intitulat Cyberbullying. În această perioadă, elevii rămân adesea nesupravegheați, ceea ce crește riscul de delincvență juvenilă și victimizare a minorilor. Vacanța reprezintă un moment în care elevii se bucură de activități recreative, își caută noi experiențe și petrec o mare parte din timpul lor online. Cu toate acestea, alături de numeroasele avantaje pe care internetul le-a adus în viața noastră, nu putem ignora factorii de risc care pot conduce la consecințe grave. Pericolele navigării pe internet sunt bine cunoscute, afectând atât adulții cât și copiii și tinerii. Fiecarei persoane îi revine responsabilitatea de a-și proteja datele și viața privată atunci când folosește internetul. Cyberbullying-ul reprezintă forma de hărțuire electronică care a luat amploare în ultimii ani. Acest tip de hărțuire cibernetică reprezintă un act agresiv manifestat în mod intenționat de către un grup sau o persoană folosind mijloacele tehnologice, această agresiune realizându-se în mod repetat și de-a lungul timpului împotriva unei victime care nu se poate apăra cu ușurință. Direcția Siguranță Școlară a inițiat campania
campania pentru prevenirea cyberbullying-ului, conștientizarea riscurilor, vulnerabilităților și consecințelor în ceea ce privește infracțiunea de violare a vieții private, care va fi implementată la nivel național, iar la nivel local va fi pusă în aplicare de către Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea prin Biroul Siguranță Școlară în perioada 1 iulie 31 august 2023. Campania are drept scop creșterea gradului de conștientizare a riscurilor și consecințelor asociate fenomenului de cyberbullying și a infracțiunii de violare a vieții private care se manifestă în rândul elevilor pe perioada vacanței de vară. Astfel, elevii vor fi informați în cadrul activităților pentru conștientizarea consecințelor fizice, psihologice, juridice, faptelor circumscrise cyberbullying-ului și ale infracțiunii de violare a vieții private. Partenerii campaniei implementate de către Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, Biroul Siguranță Școlară sunt Inspectoratul Școlar Vrancea, Direcția de Sport Vrancea, prin Compartimentul de Tineret și Consiliul Național al Elevilor, prin reprezentanții de la nivel teritorial. Pentru lansarea campaniei, în acest sfârșit de săptămână, au avut loc primele activități de informare a tinerilor și părinților acestora în Parcul Nicolae Bălcescu din municipiul Focșani, într-o zonă de agrement și în mediul rural la festivalul din Comuna Bârsești. Polițiștii au oferit informații și instrumentele necesare pentru a se proteja în mediul online și pentru a se bucura de o experiență digitală pozitivă. Au discutat despre cyberbullying, despre cum să identifice și să răspundă la situații de violare a vieții private și despre importanța unei utilizări responsabile a internetului. Totodată celor peste 450 de participanți, informațiile le-au fost diseminate și prin intermediul unor flyere. Pe 4 iulie, activitățile au continuat la școala din Câmpineanca, unde elevii prezenți în cadrul unui proiect derulat pe perioada vacanței au participat activ la discuții, au pus întrebări și și-au împărtășit experiențele personale. La activități au participat polițiști de la prevenirea criminalității, de la ordine publică, cât și specialiștii Agenției Naționale Antidrog, cu recomandări menite să combată consumul de substanțe interzise, precum și faptele cu violență. Se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție al județului Vrancea. Muzeul Vrancea organizează și în această vară ateliere pentru copii în cadrul școlii de vară. Înscrierile se fac până pe 7 iulie, iar activitățile debutează pe 10 iulie 2023. Consiliul Județean Vrancea, prin Muzeul Vrancea, organizează în perioada 10 iulie-11 august 2023 ediția 3-a a școlii de vară la muzeu. Instituția a pregătit pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani ateliere de vacanță care se vor desfășura în următoarele obiective muzeale: Muzeul Unirii Focșani, Mausoleul Eroilor din Focșani, Secția de Științe ale Naturii din Focșani, Muzeul Satului Vrâncean, Secția de Etnografie din Crângul Petrești și Muzeul Memorial Alexandru Vlahuță din Dragoșloveni. Programul atelierelor este următorul: reconstituirea școlii Ruxandrei Vlahuță, atelier de țesut la Muzeul Memorial Alexandru Vlahuță din Dragoșloveni în perioada 10-14 iulie 2023. Înscrierile se fac la numărul de telefon 0237 255 386 sau 0743 118917. La secția de etnografie din Crângul Petrești, Muzeul Satului Vrâncean va avea loc în perioada 17-21 iulie 2023 și 7-11 august 2023 atelierul Actori pentru o zi și cusături tradiționale vrâncenești. Înscrierile se fac la telefon 0741 209607 sau 0237 618005. De asemenea, va avea loc și un atelier de ceramică la Muzeul Unirii în perioada 17-21 iulie 2023. Înscrierile se fac la numărul de telefon 0237 210081. În perioada 24-28 iulie 2023, la Mausoleul Eroilor din Focșani va avea loc vânătoare de comori și vizionare de filme pentru copii. Înscrierile se fac la numărul de telefon 0786 527933. La secția de Științe ale Naturii din Focșani va avea loc în perioada 1-4 august 2023 lecție de acvaristică. Înscrierile se fac la numărul de telefon 0237 222890. Data limită a înscrierilor este 7 iulie. Participarea este gratuită. Vă așteptăm cu drag, au transmis reprezentanții Muzeului Vrancei. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași scoate la concurs 12.555 de locuri pentru admiterea din iulie. Dintre acestea, 7.967 sunt locuri la studii universitare de licență și 4.588 de locuri la studii universitare de master. Absolvenții de liceu au la dispoziție 4.100 de locuri la buget și 3.855 de locuri cu taxă. Universitatea are filiala la Focșani.
Înscrierile vor avea loc în perioada 10-15 iulie și se vor putea face atât la sediul universității cât și online, pe platforma e-admitere.uaic.ro. Tinerii care intenționează să susțină admiterea la programele de studii de licență sau masterat organizate de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași se pot preînscrie online până la data de 9 iulie 2023 pe platformă. Preînscrierea oferă candidaților oportunitatea de a se familiariza din timp cu procesul de admitere și elimină necesitatea deplasării până la sediul universității pentru depunerea documentelor. Astfel, sunt scoase la concurs 12.555 de locuri pentru admiterea din iulie, dintre care 7.967 de locuri sunt studii universitare de licență, cu 189 mai multe decât anul trecut, și 4.588 de locuri la studii universitare de master, cu 226 mai multe decât anul trecut. Absolvenții de liceu au la dispoziție 4.100 de locuri la buget și 3.855 de locuri cu taxă. Dintre locurile fără taxă, 104 locuri sunt alocate pentru absolvenții de licee din mediul rural, 30 pentru etnici romi, 30 pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială și 15 pentru candidați cu cerințe educaționale speciale. Pentru admiterea la studii universitare de master sunt scoase la concurs 2359 de locuri fără taxă și 2228 de locuri cu taxă. La admiterea 2023, candidații au la dispoziție 90 de specializări pentru studii de licență și 129 de specializări pentru studii de master. La 8 dintre cele 15 facultăți ale universității, admiterea pentru studii de licență se va face exclusiv pe baza mediei generale de la examenul de bacalaureat. Universitatea Cuza, dacă mi îngăduiți numai un minut, are cele 15 facultăți, are 14 școli doctorale, are 207 specializări. 207 specializări, din care 129 la masterat, restul la studii de licență. Universitatea are o filială, aceasta unde suntem, la Focșani, mai are o filială la Botoșani, altă filială la Piatra Neamț. Are extensiune la Bălți, are extensiune la Chișinău și suntem în demersuri pentru a înființa extensiuni la Ismail, la Cernăuți și la Odessa. Anul acesta, la cele 207 specializări, avem scoase la concurs, iertați-mă, 12.555 de locuri. Plus 180 de locuri la doctorat. Candidații care doresc să studieze într-o limbă străină au la dispoziție 30 de specializări în limbi străine, 6 la studii de licență și 24 la studii de master. Cetățenii români de pretutindeni din Republica Moldova pot opta pentru a studia la extensiunile universității din Bălți și Chișinău, unde sunt disponibile 6 programe la studii de licență și 4 programe la studii de master. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași organizează admitere și la filialele din Focșani și Botoșani. La filiala din Focșani sunt disponibile 7 programe de studii, dintre care 3 pentru studii de licență, planificare teritorială, limba și literatura română, limba și literatura modernă și istorie, și 4 pentru studii de master, drept și ordine publică, riscuri naturale, sisteme informaționale geografice și teledetecție, evaluare clinică și consiliere și psihoterapie de cuplu și familie și matematici fundamentale pentru învățământ. În total, la filiala din Focșani sunt disponibile 190 de locuri, dintre care 110 la buget și 80 la taxă. La filiala din Botoșani, candidații au la dispoziție 3 programe de studii, dintre care 2 la studii de licență, respectiv finanțe și bănci și administrație publică, și 1 la studii de master, retorica discursului științific, literar, jurnalistic, publicitar și electoral. La filiala din Botoșani sunt scoase la concurs 75 de locuri pentru admiterea 2023, 20 la buget și 55 la taxă. Laureații olimpiadelor școlare și ai concursurilor naționale și internaționale au dreptul să fie admiși pe locuri finanțate de la buget fără susținerea concursului de admitere. Detalii despre înscriere sunt disponibile pe admitere.uaic.ro.
Profesorul Mihai Petrișor va fi înmormântat joi 6 iulie 2023 la ora 11. Cei care vor să și-a rămas bun și să aprindă o lumânare la căpătăiul celui care a fost un bun prieten, coleg și profesor, o pot face la capela Bisericii Sfântul Mina din cartierul Bahne. În această seară vom difuza cu începere de la ora 21, în memoriam, un interviu realizat în anul 2002. Dumnezeu să-l odihnească în pace! S-a stins din viață duminică 2 iulie 2023 profesorul Mihai Petrișor. Avea 72 de ani, era pensionar, dar și-a pus amprenta asupra multor generații de copii pentru că a predat limba franceză mai întâi la țară, după ce a terminat facultatea și mai apoi în Focșan la Colegiul Mihail Cogălnicianu. A fost iubit și apreciat atât de cadrele didactice cât și de elevii pe care i-a îndrumat. Din păcate, inima sa a încetat să mai bată într-o zi de vară. Într-un interviu acordat realizatoarei TV Lenormanda Florențiu, care a fost soție timp de peste 3 decenii, aborda tema violenței în școli, o temă care este încă de actualitate. Profesorul Petrișor considera că prin educație, în adevăratul sens al cuvântului, poate fi diminuat acest fenomen. Trăim în lumea în care unde dă tata crește. Iarăși, proverb, trăim în lumea în care Moș Neculai aduce daruri la copii, dar aduce și o nuielușă. Și în această lume în care violența este valorizată pozitiv, noi venim și ne plângem numai când ajungem la vârfurile violenței, fără să vedem că de fapt de acolo pornește totul. Poftim. Aduce o nuielușă, n-aduce o rambă. Exact asta. Adică așa o mică corecție la copii. Exact. Asta e lumea, asta este lumea în care trăim. Violența face parte din natura umană, dar tot din natura umană face parte și fac parte și mijloacele prin care această violență poate fi stăpânită. Pentru cei care vor să și-a rămas bun de la omul, profesorul, prietenul Mihai Petrișor, o pot face la capela Bisericii Sfântul Mina din cartierul Bahne al municipiului Focșani. Înmormântarea va avea loc joi, 6 iulie 2023. Se spune că profesorii nu mor niciodată. Ei vor rămâne vii prin ceea ce au semănat în inimile elevilor lor, prin învățături și lecții de viață. Dumnezeu să-l odihnească în pace! La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi variabilă, după câteva zile foarte calde, mâine sunt prognozate furtuni cu descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 19 și 21 de grade, iar cele maxime între 32 și 34 de grade Celsius. Datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Mulțumim pentru atenție, seară bună!